Banii pe care îi lăsăm la restaurant sub formă de bacșiș vor ajunge integral la angajați. Proiectul de lege pentru fiscalizarea bacșișului se află pe masa Camerei Deputaților, forul decizional. Potrivit proiectului de lege, bacșișul va fi evidențiat începând cu 1 ianuarie 2023, atât pe nota de plată, cât și pe bonul fiscal. Această sumă de bani suplimentară a angajaților va fi considerată venit cu reținere la sursă, fără să fie cuprinse în bază de calcul a contribuției de asigurări sociale și fără a intra în sfera de aplicare a TVA, conform proiectului de lege căruia Comisia de Buget a Deputaților i-a întocmit raport de adoptare, conform profit.ro. Conform formei amendate de deputați prin bacșiș, se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN 560, restaurante 530, baruri și alte activități de servire a băuturilor. Indiferent cum va fi plătit, cu numerar sau pe card, el va trebui trecut pe bonul fiscal, același bon unde este trecută valoarea produsului, serviciului sau un alt bon, iar dacă se cere factură, bacșișul va trebui trecut și acolo. Totuși, pentru cei ce livrează la domiciliu, nu va fi obligatorie evidențierea pe bon. Nota de plată va deveni obligatorie în acest context, deoarece proiectul prevede că înainte de emiterea bonului fiscal, clientul va trebui să primească nota pe care se va regăsi o secțiune referitoare la valoarea bacșișului. Interesant este că se stabilește inclusiv cât de mare va fi bacșișul, maxim 15% din valoarea consumației. Operatorii economici au obligația de a înmâna clientului o notă de plată în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit între 0% și 15% din valoarea consumației. Firmele vor trebui să-și facă un regulament intern cu privire la procedura de distribuire a bacșișului către salariați, din moment ce sumele respective, în teorie, nu vor ajunge în buzunarul angajatului din prima, ci în vistieria firmei. Angajatorul va trebui să distribuie sumele din bacșiș angajaților săi. Sumele provenite din încasarea bacșișului se vor înregistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii, analitic distinct, mai prevede actul. Veniturile din bacșiș vor fi considerate pe legea fiscală ca venituri din alte surse, iar reținerea la sursă se va aplica acestor tipuri de venit. Altfel spus, nu angajatul se va ocupa de taxarea lor, ci angajatorul. Pentru bacșiș se va datora numai impozit pe venit, nu și contribuții sociale. În altă ordine de idei, specialiștii critică impozitarea bacșișului și spun că acesta ar putea să dezavantajeze micro-întreprinderile și plătitorii de impozit specific.